Limba, cultura, credința sunt pilonii pe care se bazează o națiune, pilonii care asigură existența în continuare a fiecărui popor, indiferent de naționalitate. Municipiul Caransebeș din județul Caraș-Severin, România, are o populație de circa 25.000 de locuitori. Printre minoritățile naționale care locuiesc în acest oraș se numără romii, ucrainenii și nemții. Reporterul nostru s-a aflat recent într-o deplasare în municipiul Caransebeș, având posibilitatea să se întâlnească și cu minoritatea ucraineană de prin părțile locului. Era într-o frumoasă zi de duminică când am decis să vizităm Biserica Ortodoxă Ucraineană din Caransebeș cu hramul Adormirea Maicii Domnului, un lăcaș de rugăciune de o frumusețe rară, situat în centrul orașului. Aici, în fiecare zi de sărbătoare, serviciul de vin este oficiat în limba ucraineană. Pe tot parcursul slujbei, corul bisericesc interpretează toate cântările liturgice în limba maternă, în limba Marelui Cobzar. Sfântul Locaș a fost sfințit și inaugurat în anul 2000. De 19 ani, serviciul de vin și cântările liturgice răsună în această biserică în limba ucraineană. Biserica Ortodoxă Ucraineană din Caransebeș este un loc de rugăciune și de regăsire pentru etnicii ucraineni din acest municipiu. Ei vin cu drag la biserică și cu sufletul plin de lumină și bucurie. Regretă faptul că pe zi ce trece, tot mai puțini etnici ucraineni vin la Sfânta Biserică, vorbesc limba lor maternă, deși nimeni nu le interzice acest lucru, având și posibilității de a studia în limba ucraineană în municipiul Caransebeș, numărul etnicilor ucraineni din acest oraș depășind 1,4% din numărul total al populației, potrivit recensământului din anul 2011. Ce înseamnă biserica pentru etnicii ucraineni din Caransebeș, județul Caraș-Severin? O întrebare adresată câtorva creștini ortodoxi prezenți la Sfânta Liturghie într-o zi de duminică. Церква означає дуже багато для нас. Тут у церкві зустрічаються меншини нашого міста, де вони чують службу на своїй рідній мові, церковні пісні, говорять одне з другами за свою, за свої домівки, за свої діти, за свої внуки, котрі як. Жаль, що не є тільки багато нас, бо много людей забуває за церкву, але я думаю, що колись буде ще ми. Я дуже рада, що приходжу до нашої церкви української, бо зустрічаюся з нашими українцями і з нашими жінками, то любимо співати гарно у хорові. Eu îmi pare bine că vin la Biserica Ucraineană și mă întâlnesc cu tot ucrainenii noștri care ne place să ne întâlnim din tinerețe, care am îmbătrânit și ne pare bine că avem Biserica Ucraineană în Caransebeș. Ce înseamnă pentru dumneavoastră aceste duminici sfinte unde vă veniți la Sfânta Biserică? Să știți că, nu știu, în biserică te simți parcă ești deconectat de toate cele lumești. Ești, știu eu, liniștea sufletească o găsești aici, gândul la Dumnezeu și te gândești că, știu eu, Dumnezeu poate te ajută, te ascultă și văd că toți cei care vin așa cu inimă deschisă și cu drag. Și mai ales că aici auzim limba noastră maternă. Asta înseamnă foarte mult. Suntem bucuroși că suntem ajutați și de unele autorități. Ne sprijină în multe lucruri pentru biserică. Cât privește școala, copiii, nepoții dumneavoastră au posibilitatea să învețe la școală în limba maternă, în limba ucraineană? Da, să știți că în orașul nostru, Caransebeș, avem și copiii care învață limba ucraineană. Sunt de la clasele 1 la 8, nu este un număr mare, învață periodic, dar totuși sunt copii care pot învăța ca limba să perpetueze și învață multe. Învață cântece, învață colinde prin, și de toate. Prin ce se explică faptul că tot mai puțini copii, tot mai puțini oameni de etnie ucraineană
păstrează tradițiile, vin la Sfânta Biserică. Care este motivul? Motivul este viața asta așa de agitată. Un motiv ar mai fi, sunt multe familii mixte, unde se mai pierde, deși la sărbătorile mari, la de sărbători de iarnă, sărbătoarea Paștelui sau Ierusalimile, când sunt, se păstrează obiceiurile. Fiecare își aduce aminte. Da, tare ne este frică că vor dispărea cu timpul. Tineretul nu se implică. Acum cântecele nu mai sunt propagate cum erau înainte. Acum internetul, tabletele, telefoanele au preluat ce era înainte. Înainte, la o nuntă, la o petrecere, se cânta, cântau cântecele și se propaga limba, obiceiul, tradiția. Dar acum tehnica asta avansată a preluat. Multe. Părinții dumneavoastră, cum au păstrat limba, tradițiile, obiceiurile? Părinții au trăit la sat și ei erau comunitate compactă ucraineană. Eu acum nu mai sunt la sat, locuiesc în oraș. Am plecat de mult. Dar ei au păstrat toate obiceiurile, mai ales că au păstrat obiceiurile cu care au venit din regiunea subcarpatică. Toate tradițiile au venit cu toate obiceiurile de acolo și le-au păstrat. Acum copiilor au mai păstrat, nepoții mai puțin și cred că în continuare vor mai fi tot mai rar. Ce vă determină pe dumneavoastră să veniți duminica la această frumoasă biserică din orașul Calasebeș? Nu știu, ceva mă atrage. Eu așa am fost crescut în familie. De la părinții mei, de mică, și după aceea, când am plecat la școală, eu știu, de acasă, eu am continuat tot așa. Tata, de mici, ne punea ca să mergem la biserică, să ne ținem de obiceiul așa cum ne-a crescut el, în familie. Și îmi place să vin la biserică, nu știu, ceva mă atrage. Cam câți ucraineni ați mai rămas în orașul Calasebeș aici? Ar fi mulți. În jur de 300. Ar fi mulți, dar sunt mulți care spun că ei nu mai știu, ei nu cunosc limba, nu înțeleg. Dar eu n-aș crede că nu înțeleg. Mai cred că bunăvoință. Dumneavoastră vă grăbiți, da. Cu cine am stat de vorbă? Maria Blaș. Maria Blaș din orașul Calasebeș. Da, din orașul Calasebeș. Mulțumim, o duminică frumoasă. Dacă ați vrea să ne mai spuneți ceva, vă rog, despre comunitatea ucraineană de aici. O duminică frumoasă. Eu, cel puțin, pentru mine special, mă bucur că vin la biserica ucraineană. Ești cu bubi, și se face slujba în ucraineană, dar totuși se spune ceva și în limba română. Și plec cu sufletul împăcat. Mi-mi place să vin aici. Îmi place. Restul... Ce ar trebui să faceți dumneavoastră, să facă autoritățile astfel încât copiii și urmașii dumneavoastră să continue să vorbească în limba maternă, limba ucraineană? Știu ce să zic, să le cheme, să le duce, să le explice, că totuși limba ucraineană e pornită din străbuni, deci noi ne tragem de dincolo, deci de Carpați și cu părinții noștri, dar... Rămâne de văzut. Dumneavoastră, unde ați învățat limba ucraineană? Eu, părinții mei sunt ucraineni de la Zorilă și... Acasă fost... sau și la școală? Și la școală. Limba maternă am învățat, adică toate materiile s-au învățat pe timpul meu în limba ucraineană. Dar astăzi? Astăzi locuiesc în Garazebe de 60 de ani. Astăzi copiii tot au posibilitatea, știe, statul le oferă acest drept să învețe limba ucraineană. Nu. Cred că nu am nepoți, că asta este și fiica mea știe ucraineană. Mulțumim. Foarte bine. Na. Ne mai spuneți dumneavoastră ceva? Păi, nu știu ce să vă spun. Eu iar la fel spun că și eu am 4 copii și ai mei au învățat de mici, dar nu toți vor să vorbească. De multe ori că deja unii s-au căsătorit cu soții românce, unii am cu soții ucrainene și nu și-au învățat copiii. Nu le place, spun copiii. Da, știți că niciodată nu strică să cunoști o limbă în plus. Eu știu. Noi de mici am învățat părinții, tot așa cum a spus
colega mea, de mici, tata, părinții noștri ne-au învățat. Ei altă limbă nu cunoșteau. Și foarte greu ne-a fost și la școală când ne-am dus. N-am știut o vorbă românește, n-am știut să vorbim. Și cu timpul așa, încet, încet, știu că profesorii ne certau că să nu vorbească cu mine limba ucraineană, să vorbească românește, ca să învăț, că am fost la școala profesională, la LEM. Și n-am știut deloc n-am știut. Și mi-a fost tare greu. Și mai urmă. Și acum încă le mai pocesc, că eu nu spun chiar poate corect, dar îmi place. Cum vă numiți? Cernicica Ana. Ana Cernicica. Ana Cernicica. Dumneavoastră? Elena Haladiba.